Cam o cioburile, că poate puteam să le pun la loc, mă. E 4K, mă, Madalina, e 4K. Eram pregătit pentru viitor. Tu știi câte televiziuni au programe 4K? De unde să știu eu? Niciuna. Eu le-am luat-o înainte. Am văzut viitorul și acum viitorul e Thunder și tu l-ai aruncat la gunoi. Tibi, e vina ta. Umblau cu ochelarii aia de la tine pe ochi și au intrat pe toți pereții. Mi zăpăcește la cap. Asta le mai lipsea, după ce că sunt agitați de la atâta ciocolată. Păi tu nu înțelegi, mă, e viitorul care ne bate la ușă, mă, și eu i-am deschis și l-am poftit înăuntru. E realitatea virtuală și ei trebuie să se obișnuiască de mici cu realitatea virtuală. Păi să se mai obișnuiască și cu realitatea reală. De astăzi, gata, confiși toată aparatura, dar toată, de azi. Mă, să nu exagerăm acum, mă, că e... Tibi, tu nu stai cu ei. Numai sunt normal la cap, le-ai prăjit creierii cu tehnologia asta ta din viitor. Uite-te la mine când vorbesc cu tine. De astăzi termin cu totul. Să se joace și ei ca niște copii normali. Să pună mâna pe o plastelină, pe o carte, un animal, ceva. Da. Bine. Bun. Confiscă. Darius, Daria. Din cauza distrugerii plasmei 4K, care a fost sufletul meu, am luat următoarea hotărâre. Se confiscă tehnologia din casă. Toată tehnologia. Toată. Aduceți realitatea virtuală. Lăsați realitatea virtuală jos. Telefoanele. 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 Tiberiu. Darius. De acum înainte o să fiți niște copii normali, o să vă jucați normal în țărâna. Pământ. Tabletele. 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 Foarte bine, acum că ați scăpat de dependența de tehnologie, o să fiți mult mai relaxați și o să vă dați seama de frumusețea plastilinei. Consolele. Consolele. Stai cum mai fac și eu cu te FIFA, iubirică, nu pot să mă omor așa. Consolele. La revedere, Cristiano. În momente din asta tata trebuie să fie alături de băiatul. La revedere, Bale. Rodriguez. Benzema. Pepe. Navas. Marcelo, ai fost ca un frate. Zinedine, ești un antrenor genial, dar nu o să pot să uit niciodată gestul ăla de mârlan pe care l-ai făcut în 2006. Nu știu ce să fac.
Cum? E verde, e normal? Bravo, Sofia! Bună dimineața! Ți-e fămică? Ce e asta? Dovada. Iar au spart gogoșirea de la metrou. Pagubă mare. 12 cu ciocolată, 3 cu vanilie. Numai asta a rămas. Nu are zahăr pe ea, dar cicare amprente. Norocul nostru. Gogoși. Nu ca Vasilache, ăla caz mișto. Tablouri furate din Olanda, ceva deosebit. Noi, cu gem. Băi. Ce? Dar tu mai dormi noaptea? Maxim jumătate de oră azi noapte. Colici. Ai fată. Roagă-te să ai probleme cu ea numai când e mică. Că dacă se face mare, mai bine vei băiat. Păi ai mai băiat au vrut. Și de ce n-ai făcut băiat? Păi nu ți-am zis. Nu mi-ai zis. Ia povestește, că tu povestești frumos. Hai. Domnule comisar, am o rugăminte. Spune-mi, Marcel. 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 Știu că nu face parte din practicile poliției române. Știu că nu e regulamentar, că poate fi considerat un abuz. Dar te rog, Marcel, dă-mi voie să-i trag o palmă acestei bube infracționale de pe obrazul țării. Teoretic, nu sunt de acord cu asemenea practici. Practic, n-am mai sterpit pe nimeni de vreo 2 săptămâni. Mai copiii mei. Hai să serbăm această victorie ca 2 polițiști adevărați. Dă-i tu palma de deschidere și îl frăgezeți că după aia. Hai! Așa cum foarte inspirat a spus Marcel, ești de o bubă infracțională pe obrazul țării. Rușine, Sandu Ciorbă! Da? Spun tot, cooperez. Ce cooperez, Sandule? Ha? Se strânge lațul. Ce laț? Se strânge lațul. Simt cum se strânge. Se strânge. Ce laț, Sandule? Simt cum mă duc. Se cască pământul sub picioare. Ai nebunit, Sandule, de la fiere? Sau de la caltaboș, că mănânci la 1 noaptea? Am o presimțire. Se împlinește. Vine vremea plății și plec nepregătit. Trei. Bravo. De unde panica asta, Sandule? Am o vârstă și nu sunt împăcat. Nu am totul în ordine ca să plec așa. 4. Gata. Bravo. Dar ce prostii vorbesc, Sandule. Zău, dar tu ești în mare formă. Tocmai ai făcut 4 abdomene. Testamentul. N-am testament. Cui lasă totul? Doamne, dar e prea devreme să vorbești despre testament, Sandule. Ascultă-mă, tu ai o criză de panică. Dar o să treacă. Tu o să trăiești mult, Sandule. Mult. Mai ai de trăit cel puțin 7-8 ani. Așa puțin? Păi tu cu cine ții? Cu ei sau cu mine? Cum îl cheamă pe ăla, pe regele testamentelor? Mai când îți intră ceva în cap... Zic cum îl cheamă? Moroiu. Ăsta e, Moroiu. Face testament la toate vedetele. Vreau pe cel mai bun. Nu. Nu vreau să se piardă numele Ciorbă. Nume vechi, românesc. Nu îl mai întâlnesc la alte popoare. E ca cuvântul Dor. Nu se pierde că aveți urmași. E, știți cum e cu urmașii ăștia. Se încairă pe avere, nu-i mai interesează numele. Vreau să fie ordine. Notați. Să fie clar. Las totul soției mele, Elena. Abia după ce și ea se retrage, rămâne totul la toți. Începem cu fetele. Irina și Madalina. Casa, mașinile, terenul la Ciolpani. Bijuterii. Am uitat de bijuterii. Extraordinar ce experiență aveți, doamne. Tot la fete. Tot acolo merg. Doru, fiul meu. Spălătoria, barul, 300 de păcănele din țară. Nepoții de la fiica mea, Madalina, toate conturile în euro.
dar să studieze. Că numai prin studiu și prin muncă cinstită. Altceva? Mai e ceva, dar nu știu cum să pun problema. E cam delicat. Bani îngropați în curte. De unde știți? Fac testamentul la toate vedetele. Păi acum că știți, va trebui să vă omor. Cui îi lăsați? Păi, la fete am lăsat totul. Lui Doru, dacă îi mai las, îi toacă într-o săptămână. Aveți nevoie de un nepot. Domnule, ce vă merge mintea? Excepțional. Asta e. Trebuie un moștenitor. O mână de fier, unul ca mine, așa, un Putin mic. Trebuie un moștenitor de la Irina. Alte bunuri și valori descoperite în urma decesului titularului intră în posesia primului născut din familia Ciorbă. Ah, Ghica. Ghica. Vă rog să-mi acordați un moment ca să pot să redactez și pe urmă vă dau să citiți cu atenție și să semnați. Sigur, sigur, cum doriți. Domnule, nu degeaba vi se spune regele testamentelor. Scuzați. Vă rog. Alo, Elenuș? Bă, tu ai mai vorbit cu ăștia ce știi de Irina și bărbatul? Au vreun gând de un copil, ceva? Păi, cum, ce mi-a venit? Păi, să le spui și tu așa, să se grăbească, să... Da, mă, că altfel când vine de la o mamă. Elenuș! Lasă că rezolve. Băi, gata! Opriți, orice la mine! Opriți-te, că m-ai enervat! Gata! Dar ce-am făcut, bre? Bă, tu mi-ai fost la sortă? Păi de ce? Pe cum de ce? Așa se face. Sunteți rude. Sânge din sângele lor. Adică eu am același sânge cu Gaboru? De Irina, zice, mă. Dar vezi că Irina are grupa 0, că mi-a zis și tu ai grupa B, că știi de când ți-ai spart nasul, deci ceva tot nu e. Adică nu suntem frați? Și tu de-abia acum zici? Băi, tată, tu vrei să fac un gest necujetat cu aparatul ăsta? Ia dă-i-mă drumul! Gata, mă! Ochii la mine! Gata, misiune! Am nevoie de nepot de la ei. Nu vă interesează pe voi de ce. Opriți toate tâmpenurile și vă duceți peste ei. Adică să mă duc așa la sora mea să-i zic să fac un copil. Așa, bă, ușurel, finuț, cu apropouri. Las că spune Tibi că are doi copii și știe să pună problema. Hai! Mă ocup eu. Finuț. Clasic. Cu stil. Alo? M-aude cineva? Unde sunteți? Ah! Nu! Vă rog, nu! Domnul inginer! Vă implor! Suntem rude! Vă rog! Un vierme, un turnător. Ce naște din Gabor șoareci mănâncă. Nu era cu pisica? Vorba vine că vorbeam de el așa ca o apcă. Ia gata, mă, că mă enervați. Lichidați-l. Stop! Stop! Dar înainte de asta vreau să am o satisfacție. Vreau să-i trag o palmă peste obrazul ăla gros de turnător. Ia-mi viața de rumână! Marinuș, cum să ți-o viața? Trezește-te! Deliros în somn, mă îngrijoresc, se doare ceva? Eu mă duc. Mă duc. Marinuș, unde te duci? Programul de protecție al martorilor. Siberia. Ce Siberia? Lațul. Ce laț? La gât. Se strânge. Ce laț, mă, Marinuș? Știu că ești. Aoleu! Încetează odată! Hai, bea puțină, să știi că mă îngrijoresc. Eu te duc la doctor, să știi. Te duc la doctor să-ți pun o sondă la cap. Mm.
nepregătit, Verona. Olga! O să urmeze evenimente majore și sunt nepregătit. Marinuș, nu ți-mi fire. Vreau să fac testament. Hai, mă, Marinuș, la forma ta fizică, psihică, mă rog. Vreau să las lucrurile în ordine. Ascultă-mă cu atenție. Dar ce ai tu de lăsat? În primul rând, numele Ghică. Nume istoric. Da. Domnul Carnițel. Cel mai bun e unul Moroiu. E scump, dar le face precis. Le-a făcut la toate vedetele. Doamne, ferește! Marinuș, păi de unde e? Îl găsim noi pe Moroiul ăsta. Ah, fii atent. Am aici telefonul lui Mia. Cadou de la Irina. Smartphone. E deștept foc, le știe pe toate. Domnișoară, fiți amabilă. Aș vrea să mi-l găsiți pe domnul Moroiu, de la testamente. Good morning. Cu cine vorbești? Cu o secretară. Are aici o secretară înăuntru. În engleză. Find Mr. Moroiu. Testaments, please. I don't know what that means. If you like, I can search the web for... Da, servi. Este dulceață de cireșa mare. După rețeta mea. După părerea mea, vă grăbiți. Aș putea reveni peste 10 ani. Domnule Moroiu, nici nu știți în ce stare sunt. Uitați-vă la schimbările geopolitice la nivel mondial. Iertați-l, soțul meu are idei fixe. Mă rog, nu comentez. Vă ascult. Miei, fetița noastră, îi lăsăm apartamentul. Aoleu, am lăsat mie junghiul ăsta. Iertați-o. Nu o luați în seamă. Eu nu cunoaște piața imobiliară. Apartamentul ăsta e aur. Da. Iar lui Horațiu, băiatul nostru, e polițist. Îi lăsăm terenul de la Flămânzești. Are mare potențial. Acum e o groapă de gunoi. Asta e tot. Nu, mai e ceva. Cel mai important. Mândria carierei mele. Everestul ingineriei. Trofeul calității. Există doar 300 de exemplare. Unul e aici, în fața dumneavoastră. L-am câștigat cu sudoarea frunții în 2009. Notați, vă rog. Acest trofeu, contribuția mea la economia globală, vreau să rămână primului meu nepot. Vă mulțumim mult, domnule Moroiu. Mare atenție cu asta, vă rog, din suflet, e foarte valoroasă. V-am rugat frumos, distrugeți obiectele din casă. Băi, nenorociților, băi, ignoranților, dar chiar așa vă bate joc de artă. Băi, voi știți câtă istorie am mâncat ceasul ăsta mare de lemn cu bimba asta lungă de lemn și cu fier, nu mai știu cum se cheamă. Pendulă, vă pricepeți? Dar cum, doamnă, sunt un iubitor al frumosului, al finuțului, doamnă, am fost electrician la Muzeul Timpului în Roșiori. N-am știut. Lăsați profesioniștii să se ocupe, doamnă. Mai nu trebuie să o dau. Ba, cum, doamnă? Frumos. Sigur, uneori... Deschide ușa la doamnă. Chiar trebuie, doamnă, uneori să știți, pur și simplu, când vine vorba de artă, dacă nu mă implic în nebunie... Etajul 5, după lift. Ușor, ca să spargă alea. E frumoasă. Pe lângă că e frumoasă, e încărcată de istorie. E o piesă de artă veche. Scrie Made in China. Exact. E o piesă de artă chinezească veche și a aparținut unui împărat chinez vechi. Din secolul... Vechi, dintr-un secol vechi. Dar uite căraia, ce minunăție, ce lucrătură, ce... De unde ați luat-o? De la chineși. De Dragonul Roșu, cum treci de șlap pe stânga. Da, că au multă artă acolo. Au șlap, mai e orbidinele, găleți, artă, tot ce vrei găsești. Și tata ce mai face? Ce să facă? Stă a plecat peste Seif, săracul, doare spatele. Și-a luat Seif? Ei, și-a luat, e furăciune, nu?
E de la o bătrânică, de la tanti... Geta. Geta, de la tanti Geta, cea pățisă, rămâna tanti Geta. A rămas cu ușa de la seif între deschisă și o trage cu lentul la șale. Pe cum, neasta nu se pricepe la seifuri? Da, 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 la orice se pricepe. Dacă îi dai de reparat ceva, e cel mai fericit. Orice, seifuri, aragaze, frigidere... Bancomate! Cum bancomate? Bancomate, tonomate, aparate, orice, n-auzi cu orice. Dar hai să vedem unde punem pendula, nu? Cum unde punem? În dormitor. Întinde-te, închide ochii, ascultă ticăitul ăsta care e timpul care trece, știi? Și acum te gândești, acum zboară timpul ca nebunul, știi? Da. Ce-am făcut eu în viața asta? Până unde am ajuns, știi? Da. Am pus să las eu tot ce am agonisit într-o viață întreagă de muncă în poliție, ti. Da. Ti. Da. Ti. Da. Aoleu, îmi tică e pe creier, zici că-s pe moarte. Ba nu, stai un pic, că Tibi are dreptate. E bine să te mai gândești uneori. Bine, nu mereu, dar măcar așa din când în când. Uite, eu mă gândesc și după aia mă simt foarte relaxată. Păi dacă de ce v-ați gândit la asta fără pendulă, îți dai seama cu pendulă cât de simplu o să fie. Și ia uite ce saltea aveți. Am și eu acasă una care nu e nici pe departe la fel de bună ca asta, dar am făcut doi copii cu mădărâna pe ea. Săracul tata. De ce? Dai seama cum stai și se gândește trist și singur acum. De ce n-am eu mai mulți nepoți care să-mi lumineze bătrânețe? Păi are deja doi nepoți de la tine. Ăia nu sunt copii, ăia sunt niște pui de drac. Ar mai încăpea niște îngerași. Ti, da, ti, da, ti. Restaurant? Dar de ce nu la noi? Dar duminică nu e zi de vizite la pușcărie, la Mircea? Ba da, dar se duce Brigit. Mă rog, foarte bine că ne-ai invitat. O să atac problema cu moștenitorul la restaurant. Sandule, de ce spui tu într-una moștenitor? Dar dacă o să fie o fetiță, n-ar fi frumos? Eu nu știu foarte bine cât iubesc eu sexul feminin. Dar la ce am îngropat eu în curte e treabă de bărbat. Unde e restaurantul? Irina zice că ți-a dat adresa pe telefon. Eu nu înțeleg de ce vor la restaurant. Asta mă macină. Nu contează. Mergem acolo, aflăm despre ce vorba, atacăm subiectul și dat. Poate că vor să ne spună ceva? De unde fi restaurantul ăsta? Nu știu. Dar a zis că să nu bâșbuim, ne-a dat share location pe telefon. A zis dacă tot avem telefonul ăsta. Aia e vocea aia care îți spune pe unde să o iei. Mă, dacă știi, întreabă tu unde e. Nu, 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 Verona, vorbește tu, nu vreau să fiu înregistrat. Nu e telefonul meu. Domnișoară, iertați-ne că vă deranjăm. Am o întrebare. Horațiu, fiul meu. Nu, Ghica, că-l căutăm în baza de date. Horațiu Ghica, împreună cu soția lui Irina Ghica. Fostă ciorbă, pentru că o poate știe după numele de fată. Irina Ghica, fostă ciorbă. Ciorbă, numele, nu preparatul culinar. Au decis ca mâine, la ora 14, să ne invite la un restaurant, dar nu ne-au precizat adresa. Întreabă unde e restaurantul. Întrebarea mea, pot să vă pun? Unde este restaurantul? Hi there, I'm not sure I understand. Ți-am spus că nu știe românește. Ce ești, dar poate nu vrea să vorbesc. Oh, ce frumos! Bine ziua! Bine ziua. Chinezesc? Japonez. Aha. Și ce mănâncă ăștia? Tot vierbi și gândaci? Nu. Avem pește, porc, legume. Ce frumoare, atenție! Poți să-mi dai pește, porc, legume ce vrei tu, dar să nu fie din alea care latră. S-a înțeles? Bineînțeles. Avem o rezervare. Fica noastră a făcut-o. Familia Ciorbă. Da. Aveți o rezervare de la ora 2. Da. Este ora 1. De ce te deranjăm? Să... Nu, dimpotrivă, vă rog. Mersi. Mă duc la mine.
auzi la ei. Ne invită la restaurantul chinezesc. Dar la noi ce avea? N-aveam de toate? Cu rușii să mai ieșim și noi puțin. Ah, uite că au venit și cu scrie. Au venit mai devreme. Ne gândeam că nu găsim. Ne-au dat adresa pe telefon. Da. Sherlockishen, Sherlockishen. Dar mai bine mai devreme. Să rămână, da. Bună ziua, Mari. Băi, dar ce-i cu ăștia? Eu m-am interesat. La japonez te descalți. Că de-aia ne-am și întrebat. Ce ne-au chemat la japonezi? Că dacă ne vedeam la noi, nu era bine. Sau la noi? Ce, n-avem de toate? Precis, că ne anunță ceva. Ai de toate, Cuscă. Vor să ne anunțe ceva. I-am avut un vis, așa ca o presimțire. Și mare nu și-a visat ceva cu un laț. Da, da. Ce laț? Un laț care mă strângea de gât. Și eu ziceam, eu mă duc, mă duc. Dar pe cine lasă în urma mea? Extraordinar. Și eu la fel, și cu lațul și cu decesul. Da? E clar. Ne trebuie un moșteritor. Sau moșteritoare. Nu-i presă. Mă ascult, ți-am mai spus. Ia să vedem ce au. Așa. Ce nu, 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 lasă aici. Vezi că poate să-i gătești. Lasă, lasă. Teriyaki de somon. Somon știu, dar teriyaki. O fi vreun mușchi de pește de-asta chinezesc. Porția asta de pește chinezesc costă 84 de lei? 84? Ce-i mai scump ca porc? Domnul Mândea s-a deschis ușa seifului și unul îmi trăgea la palme. Ca și la mine. Da? Dar ție 50 de palme. Hai să bem până avem copii. Nu știu ce să mă fac cu Sandu. Pur și simplu m-a nebunit cu nepoțelul, cu... Știi că se pregătește să se... Vai, ieri a chemat pe unul să-i facă testamentul. Nu știu ce să mă fac. Am crezut că numai noi nebunim după o anumită vârstă. Hai, dragă, liniște. Exact la fel și Marinuș. Testament, deces, nepoții. Doamne ferește, lasă-i, dragă, în pace. Ai, să-și trăiască viața, exact. Să-și facă o carieră. Da. Ce atâta grabă? Da. Și ei știu cel mai bine. Ei știu cel mai bine ce să... Asta am zis și eu. Bine, dar dacă ar fi să fie, ar fi bine să fie și acum, nu? Absolut. Da. Mai ales că acum sunt condiții. Ce mai e ca pe vremea noastră. Da. Copiii se fac foarte ușor acum. Cezariană. Nici nu știi că l-ai făcut. Exclus. Natural. Copiii născuți natural au succes în viață. Să treacă prin ce am trecut eu. Trei nașteri. Doamne ferește. Și dorul 6 kg. No. Bine, ei știu cel mai bine. Ei știu cel mai bine, să-mi zici. Eu o duc la doctorul Sarafinescu de la Global Medical. E un om serios, a divorțat de 4 ori. Mădălina a născut toți copiii. La privat, în niciun caz, să știi. Îți iau o grămadă de bani. Te taxează după fiecare pahar cu apă. La stat e cel mai bine. E plin de microb, dar își fac imunitatea de mici. Bine, dar ești tu cel mai bine. Ești tu cel mai bine, să-mi zici și eu. Nu mă bag, Doamne. Deși dacă aș fi să o botezăm, aș boteza o Iosefina, ca pe bunica mea. Da. Orațiu, știi cum, o adora. Da, bine, dar o să fie băiat, așa zice Sandu. El simte să pricepe și... Se pricepe, da. Prima oară, zice Sandu, o să fie băiat. Și-a ieșit Mădălina. A doua oară, zice, o să fie băiat. Și-a ieșit Irina. A treia oară, zice, dacă nici acum nu e băiat, eu mă... Da, mă rog, suntem la restaurant, nu mai zic. Și a ieșit oruleț în sfârșit. Da. Da, lasă-i în pace. Ești eu cel mai bine. Deși dacă ar fi să fie băiat, mi-ar plăcea să-l cheme Eusebiu. E un nume foarte frumos. Am avut un verișor Eusebiu. A murit de tânăr săracu. Acum. Tibi a vrut să-l boteze pe la mic Ronaldo. Dar Sandu l-a bătut și s-a răzgândit. Ce este? Sache, vechi de 12 ani. Cam pai. Cam ce? Cam... Foarte bun. Șosete fierte. Mai este ia ciuboțica focului de aici și băgă niște whisky. O ceva românesc. O duminică la noi, o duminică la voi. Hai să mai schimbăm, hai să mai ieșim și noi, nu? Uite, mâncăm ceva preparate internaționale, mai vedem lume. E da, drăguț să ieși, nu? Da, da. Ce bine arată. Să luați, e foarte sănătos, e pește crud. Pește crud? Da. Meștere, schimbare de meniu. O ceafă, cartofi prăjiți, brânză rasă pe deasupra, murături asortate lângă. Îmi pare rău, n-avem. Dar ce fel de restaurant e ăsta? Japonez. Dar tu ce ești?
Ah, nici eu nu pot, Irina, nu te supăra. Nu pot să servesc, că îmi tulbură digestia. Ah, trebuie să încerci. Ah. E plin de omega-3. 6 și 9. Ah. Și în mercur. E plin de mercur. Da. Au echipe de scafandre care injectează pești. Nu, nu, vă garantez că e proaspăt. Merge. Bine că i-au scos oasele. Auzi, da, de ce se face cu pilaf? Doru, pentru că așa se face. E orez japonez, e mai dietetic. Oh, ce n-aș da eu să mănânce Sandu mai dietetic? Să fie la ei acolo. Mai bine mor la 65 de ani, dar cu stomacul plin. Mamă, tată, iar ne-ai indispicul. Uite așa vorbește, uite așa vorbește de nu știu câtă vreme. Tot timpul ne vorbește numai despre asta, despre decese. Și Marinu și la fel, stai liniște. Păi da, e normal să visez. Sunt gânduri care nu pot să le zic. Că vezi, Doamne, supăr pe careva. Dar acum o să le zic pe față. O să le zic. Nu mai pot să mă țin pentru că mă strânge lațul, mă sufoc. Ca și la mine. Se strânge lațul la gât. Lațul? Da, nu înțelegi tu. Când o să fii altă vârstă, o să ne înțelegem noi. Dar haide să dăm cărțile pe față. Că tot ne-am adunat toată familia, suntem acum și Cuscru, Marin, și soțiile, și Doru, și toți ne întrebăm... Ce trebuie? Când aveți de gând să... Vorbesc eu. A stat împreună înainte de căsătorie, chestie care nu mi-a convenit, dar mi-a încălcat pe suflet. V-ați căsătorit, v-ați așezat la casa voastră, e, acum, ce urmează? Ce? Unde poți să... Măcar eu nu puteam să o spun mai bine, Sandule. Ce frumos! Ai vorbit foarte frumos. Din suflet, Sandule. Da, da. Da, a fost bine. Ai zis bine, ai zis bine. Poftă bună. Mersi. Bun. Hai să lămurim și pe asta. Și noi ne-am gândit la asta, vă dați seama, normal. Dar... nu merge așa, sub presiune, nu? Toate la timpul lor. Păi spune și mie când e timpul ăsta, ca să-mi pun ceasul să sun. Uite, eu m-am gândit așa. Mai am vreo 3 ani până la avansare, deci salariu mai mare. Plus că Irina vrea să dea la psihologie. La ce? La psihologie. La psihologie? Da. Păi dai merdenelele, măi. Amă, tată, ăla e un business și deja merge de la sine. Eu vreau o carieră, vreau mai mult de la viață. Dar fă un copil, că asta e maximul de la viață. E bună, e bună și psihologia, nu era deloc. E o meserie plină de satisfacții. Eu am avut o verișoară psiholog. Păcat că s-a sinucis. Păi nu, că asta e prea mult. Ciorbă, dă ouă, fierte? Păi eu mă duc la mine acasă să mănânc și eu ceva. Ce e asta? Stai, stai, Sandule. Las-o, dracu. Stai, nu pleca. Te mai doare burtica? Nu, mi-a mai trecut. Băi, am crezut că mor. Am stomacul sensibil la pește, din ăla crud. Gata, hai că promit că nu vă mai duc la sushi. Mai bine mergem la ei tăi. Băgam o ceafă de porc, era mai ok. Măi, mie-mi ticăie în cap pendula aia. Tic-tac, tic-tac. Trece timpul. Tic-tac și-a trecut. Și eu ce-am lăsat în spate? Ce-am făcut în viața asta? Ce rămâne așa după mine? Chiar ce lăsăm noi în urmă? Da, tu rup urtica, comisare, da? Ce, nu mă crezi, dacă îți spun. Ce face apostol, mănânci dovada? Nu înghita amprente, mă. S-a făcut foame, vorbești de o oră. Mergem și noi? Hai, hai, hai să mergem. Ia și tu alea. Hai. Am mers la el. Nebunule! Dacă zici și fii atent că mă e. Ah, flori? De unde? De la fratele meu, lucrează la Amsterdam. Relu, da, dar mic a fost suflet de artist. Așa e. E numai pe tablouri și ceasuri. Telefoane, tablete, nici nu-s uita la ele.
Bă, dar nu pare că e de top. Bă, Răluz zice că e de top, mă. Bine, n-o fi în primele trei, dar e de top. Bă, dar se vede în ceață. Ce ai, mă, uite-te la el. Păi uite-te și tu. Uite-te și tu ce culori spălăcite are ăsta, nu-i HD. Păi e mai fake, mă, nu se picta HD pe vremea aia. Da, bă, dar nu-i bine că acum lumea vrea doar HD, ăsta nu se vede țiplă. Plus că Harry Matis, eu n-am auzit ăsta. Păi i-am zis să ia mai de la necunoscuți, mă, să nu bată la ochi, înțelegi? Oh, e francez. Oh. Păi și ce dacă e francez? Cum mai scade valoarea? Ce fac francezii bine? Ce luăm noi de la francezi? Parfumuri. Parfumuri sau poate câte o rochie de ocazie, dar nu vezi că la pictură sunt zdrențe, că nu se vede clar? Îmi pare rău, mă, nu știam că e francez, că dacă știam nici nu te mai deranjeam. Stop. E mort. A murit de mult. Ta. Păi, ia gata, mă, ia, hai, strânge-l. Eu te înțeleg. Păi și ce dacă e mort, mă? Păi, dacă era viu, avea valoare. Te întâlneai cu omul într-un club, îți făceai un selfie cu el, dă-l încoa, dă-l încoa. Da? Îl puneai frumos pe Instagram, da? Eu cu Harry, tipul care a pictat florile astea care se văd în ceață. Ai înțeles? Așa mort, ce să faci cu el? Bă, nu știu ce cu frate, mă, e a doua oară de când te-mi trimite de la franțuși morți, mă. Mai ții, mă? Mai ții, mă, minte cât m-a chinuit să dau daliul ăla? Bă, dar era urât ăla, mă. Dar era urât, rău, mă. Două nopți n-am dormit de la ăla. Bine, ăsta-i drăguț așa dacă te uiți de el, știi? Păi, zici că e pictat un copil. Poate îl iau pentru la țară, nu știu. Eu zic să-l iei, bă, Tibi. Da? Chiar dacă e pictat urât, cred că e făcut cu suflet. Da. Să știi că nu sunt marioneta ta. Am venit că n-aveam program. Dar dacă aveam, nu veneam. Ți-am luat un fresh de portocale. Să știi că mă simt vinovat. Mă simt vinovat că nu te-am sunat și... am muncit mult. Păi să te simți. Ești vinovat. Ai pornit o relație, wow! Mergi pe ea, o întreții. A fost și vremea asta nefavorabilă. Sentimente, vreme... Dacă ai sentimente, înfrunzi și orgile naturii, dai și tu un telefon. Eu m-am gândit să-ți demonstrez sentimentele mele pentru tine, care sunt... printr-un cadou. Finuț. Știam că e sensibilă la flori. Da, sunt frumoase. Gladiole? E făcut de un francez care a murit. Ha. Păi dacă e și vechi, a și murit. Dă-i lui soacră-te. Ia zi, ce mai faci, mă, Brigitte? Nu uitați? Nimic, nu. Da, stai și tu. Cum îți mai omori timpul liber? Am stat pe acasă, servici, mă mai văd cu o fată, de-astea. Cu o fată? Te vezi cu fetele? Mulțumesc. Pe Facebook mai intri? Intru, merge. Prostie așa. Uite, am intrat și eu și uite peste ce am dat. Tu în fața unui tablou. Ce-i cu asta? Ce? Prosteam și eu. Da? Ce scrie acolo? Trei narcise care o alegi. A, da, că erau două în tablou și cu mine trei... Glume de Facebook, dar rup, să știi. Ce o să mai rupă? Nu vezi nicio greșeală? Sunt două. Care? Brigitte, vrei să ne faci interesul internetului? Narcisa care o alegi? Narcisa care o alegi? Pe care o alegi? Ești proastă. Aoleu, ce tâmpită sunt.
Mircea, îmi pare sincer rău de greșeala care am făcut-o. Pe care? De greșeala pe care am făcut-o. De unde ai tablou ăsta? Ce, l-am luat de pe Mihalache cu 40 de lei. Mi-a plăcut că e cu flori. Înveselește casa cât ești tu plecat. Tu știi ce cu tabloul ăsta? A fost furat acum 2 săptămâni de la Amsterdam. Valorează vreo 4 milioane de euro. Ce? Vechitura asta? Spune-mă, Brigitte, vrei să mor aici, în pușcărie? Un seif? Cum se dispara? Păi câte chile avea, mă? Păi ați luat și voi ceva, probe de acolo? Ați găsit ceva? Hm? Să trăiți. Ce? Păi să... Mai, dă-i lor lui Horace, că oricum stă degeaba. Da. Hai, pa. O vază cu flori de la o admiratoare cu nume de floare. Zambilica? Ce tablouri, tată, trăiți? Hai să trăiți, Neasandru. Aliniere la dubă. Doru, treci aici. Ce tablouri? Dacă știu despre ce vorbiți. A, tablourile din Olanda! A, tablourile din Olanda! A, nu, tablourile din Olanda! Păi de ce nu zice așa, Neasandule? Sunt toate 3 aici, în după. 4. 3. E unul s-a rătăcit. S-a rătăcit? Da. Nu singur! Ăștia cu transportul. Nu știi cum sunt, dar zici că duc saci cu cartofi. Cheile. Până mâine recuperi și pe al patrulea. Urcă în dubă, Doru. Evident, tablou nu e un Matis. E o copie. Bine făcută, dar tot o copie. Da, s-a furat un Matis la Amsterdam, dar e un portret, nu e o vază cu flori. Probabil au fost băieți, sârbi, specializați. Deci Mircea n-are nicio legătură cu asta. Tibi a crezut că face și el un cadou. Dar nu asta e problema. Se întâmplă lucruri mult mai interesante în familia Ciorbă. Se pregătește ceva. Ceva mare. Are legătură cu Pepe și ai lui. O să revin săptămâna viitoare cu niște detalii. Ce se aude cu avansarea mea în grad?